Bună dimineața! Începem astăzi cu placarea, să zic așa, pereților cu faianță. Aici, după cum știți, v-am zis că le-am pus provizorii, s-a dus băiatul să cumpere reducția de la 50 la 32. Ei bine, astăzi o să ne apucăm cu placarea pereților. Ușor, ușor o să încar gresia aici, faianța de fapt. Am pus niște cartoane de astea, de fapt nu sunt cartoane, sunt niște placaje de alea de la spate de șifonier ca să nu murdăresc. Și o să ridic până la 1,50 m, după aia vedem, că nu știe, nu mai și aducem de câtă faianțare, nu mai și aducem de înălțime. O să car totul și revin cu continuarea clipului. Cam așa am ajuns cu pusul. Merge destul de repede, nu, chiar nu sunt probleme. Mai avem ultimul rând, 2, 4, 5, 6 rânduri, să ajungem plus minus cam până pe aici la acest geam. Atâta vrea. Haideți că mă bag ca să facem și acela. O să pun telefonul în trepied, să vedeți puțin. Am folosit acele
la fel la acelea cruciulițe care le-am folosit jos, de 2 mm. Și cam așa vine. A rămas decât să tai bucățica aia de acolo la măsură. Și ce să zic? O să încep acum cu acest perete, să-l termin aici până la ușă. Și apoi cu acesta și tot așa. M-am întors de la masă, este în jur de ora 2. Am făcut cam într-o oră, să zic, am făcut toată bucata asta mare. A fost un pic chinuială pe acolo, pe la tuburi, dar ușor, ușor am reușit. Mai am două rânduri, ajung exact sub geam și, să zic așa, am închis. Și rămâne decât cu prețelul acesta și cu acel spalet mic. Cam așa. Ce să zic, merge destul de bine, sunt spornice această faianță, aceste bucăți. Dar acolo ce v-am zis și m-a luat puțin mai mult și cu bucățile se de țeavă, da? Ce să fac? Haideți că mă bag la treabă. Cam așa vine. Am luat toate cartoanele după jos, de fapt aceste placaje subțiri. Am curățat tot, mai era câte o picătură chiar pe lângă acolo de adeziv. Am luat tot, am rămas cu țevile astea în mijloc. Mai am acel perete de acolo și cu bucățica asta mică și să zic că am terminat. Da, ce să zic, mă bag la muncă să reușesc să termin până diseară, este în jur de ora 3. Cu siguranță voi termina. Și iată la final, este în jur de ora 4 și jumătate, am băgat ceva, am reușit să și termin. Au venit și băieții, au montat ușa. Am terminat tot. Am rămas decât, pentru că au venit acum băieții și au terminat, am rămas decât să fac închiderea aici, pentru că nu știam exact ușa unde va veni și cum. Adică știam, dar nu știam exact. Mai bine am zis să vin frumos, să închid până lângă ușă și aici în partea asta. Mai bine să tai spuma frumos. Mâine o să facem paste. Și nimic, am reușit și am făcut totul astăzi, toată baia, mă refer la faianță, aproximativ 20 de metri pătrați, să zic. Acolo e o sobă de teracotă, am pus și aici, l-am închis și cam așa vine. Ce să zic, de mâine începem... Bănuiesc sigur cu chituirea, o să chituim pe jos. Acolo a venit cu o reducție prea mare, deci nu e bine, trebuie să găsească de aia mică, că sifonul ridică prea sus. O să începem cu chituirea, o să începem cu gletul, cu giunta, cu chitul pentru giunte la rigips, cu super rigips sau cu ce o lucra, nu știu, o sinia de la sau nu știu ce are pe aici, ce a cumpărat. Și nimic, cam asta e clipul meu de astăzi. Vă mulțumesc și o seară frumoasă vă doresc. Ne vedem mâine, sigur, cu continuarea proiectului nostru. La revedere!